Deci, oameni buni, că am ajuns și noi, în sfârșit, la DreamHack. În momentul de față e ora, nu știu ce să fie, 9:30, cred. Acesta e DreamHack, oameni buni. În sfârșit, oameni buni, suntem și noi la DreamHack. Ce o să facem noi aici la DreamHack? Păi, o să ne plimbăm, o să vedem chestii, o să facem chestii și da, sper să mă întâlnesc cu vreunul din voi. Acum, bineînțeles că acest videoclip o să fie mai mult montaj, ce am să fac, deci da, eu sper că vă place videoclipul. Dacă vă place, nu ezitați să apăsați cu butonul de like, ok. Eddie, zi ceva! După câte vedeți, o grămadă de oameni aici, pentru că astăzi este sâmbătă, e ora, nu știu cât să fie, ceasul 10, 10 și ceva, și a venit aici o grămadă de lume, printre care și o grămadă de youtuberi. Da, ce să zic, sper că o să fie fain. Ieri, cam toată ziua, da, m-am plimbat, că n-am știut și eu așa cum o să fie. Deci am cunoscut aici zona și toate chestiile. Acum știu cum o să fie, știu ce o să fie. Atâta că o să fie mai multă lume. Acolo vis-a-vis, nu știu dacă se vede, dar este un stand de unde se pot cumpăra chestii de Minecraft, cum ar fi backpack-uri și alte porcării de-astea. Sectorul A, unde acolo îi practic toate chestiile mișto, acolo se joacă CSGO live și toate cele. Și cam pe acolo, nu știu dacă se poate vedea, pe acolo, acolo e o secție de gen showcase-uri și mini-shop-uri unde poți să cumperi matificări și toate cele. Zona aceea e zona de streameria. Ok, perfect. Sper să fie mișto și ziua aceasta. Fiți atenți, ce idee de asta mi-a venit. După pagarda asta ceva, știi? Așa. Și după apladez pagarda pe YouTube. Așa. După ce apladez pagarda pe YouTube, să vezi câte videouri o să fac. Ia. Mă plic cu pagarda asta, fii atent care e strategia. Mă plic cu pagarda asta, în tot DreamHack-ul. Așa. Ceva îmi dau șapca asta jos. Ia, am gustat acolo. Țin-o, băi, ceva. Așa. Apladez pagarda asta pe YouTube. Adică, fii atent. Vezi? S-a uitat? O vizionare. Da, bă, hai să vă explicăm ce se întâmplă aici. Lăsăm la o parte pancada asta pe care a scris-o Volvo și lumea se uită și probabil se treabă ce pana mea este. Și toată lumea își cere autografe și toată lumea îmi cere autografe, da. Bă, având în vedere că eu nu prea fac videoclipuri cu facecam, m-am gândit că lumea nu prea m-ar scrie. a zis să-mi iau o pancartă de asta care era glasă și să scriu ai CIUNCIO și acum nu are cine știe ce impact, însă sincer să fiu mai mult îmi pasă că e mișto aici la DreamHack. Adică nici nu m-ar fi cu oameni să fii, dar nu mă reacete ce. Filmez, bun. Țin camera dreaptă, bă. Hai că țin camera dreaptă. Nici nu câți oameni sunt, m-ar ține ca mine, băi. Stai, bă, mă întorc pe aici, până la Hearthstone, Blizzard, chestii. Deci nici numai câți oameni sunt aici, bă. Da, mă, oameni buni, și cam aici se încheie și DreamHack-ul pentru mine. Din păcate o să trească să plec acasă, pentru că nu mai am mașină. Ca să vedeți așa pentru ultima dată, cam așa arată DreamHack-ul și încă mai sunt oameni care stau la coadă ca să cumpere bilete și toate cele. Ziua de astăzi s-a încheiat cu câteva autografe care le-am dat acolo. Cred că au fost vreo 15 sau ceva de genul, cam așa, vreo 15. Din păcate, în momentul de față este ora 4:10, cred. Din păcate, eu o să trebuiască să plec, pentru că am mașina la ora 5:30 și până ajung acolo, da. Păcat totuși că nu sunt din București, astfel mi-era mult mai leste și mult mai ușor să ajungem. Și astăzi a fost o zi foarte faină. A fost ceva lume, într-adevăr. A fost foarte mulți care s-au adunat pentru Rafael acolo. S-au adunat în prostie. Și cam da. Eu sper că v-a plăcut acest montaj. Și ne vedem și anul viitor la DreamHack, tot cam pe 24 aprilie sau când pică vineri în aprilie. DreamHack, Sala Polivalentă București. Eu am fost aici CIUNCIO și sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul de like. Și da. Până data viitoare, doresc multă baftă.